Bine ați venit pe canalul Află ce vrei să știi! Livian și Bianca i-au surprins pe fanii cuplului lor atunci când aceștia se așteptau cel mai puțin. Livian a dezvăluit totul pe contul lui de Instagram. De la aflarea veștii, fanii au fost în extaz. Nimeni nu ar fi bănuit că el și Bianca vor face acest lucru. Au trecut 4 luni de la despărțirea celor doi și 11 luni de la momentul în care au decis să dea o șansă iubirii. Pentru a marca acest moment, cei doi au colaborat într-un fel inedit. Au filmat totul și le-au arătat și fanilor. Relația dintre Bianca și Livian pare să fie pe calea cea bună. După ce în urmă cu câteva săptămâni cei doi își aruncau reproșuri grele și se blocau peste tot, acum au revenit la sentimente mai bune. Asta spre bucuria fanilor și spre disperarea colegilor de emisiune. Andreea Pirui, eterna rivală a cuplului, a aruncat zvonul că tânărul are o altă relație, însă acest lucru nu a reușit să îi îndepărteze pe cei doi. Mai mult, și-au dat seama că sunt singuri împotriva tuturor și și-au unit forțele. Pentru că sunt mai apropiați ca niciodată, cei doi foști iubiți au colaborat la un proiect inedit. Livian și Bianca au fost protagoniștii unui videoclip. Manelistul Edi Talent le-a făcut celor doi o melodie inspirată din ultima perioadă a relației lor. Perioada în care Bianca a tot încercat să-l recucerească pe Livian. Cel mai votat cuplu de la Puterea Dragostei a acceptat provocarea de a filma videoclipul și s-a descurcat admirabil. De altfel, nu este pentru prima dată când Bianca și Livian fac echipă la filmările unui videoclip. Aceștia au fost personaje principale și într-un videoclip de-a lui Jador. Haită, trezirea! Trezirea că e belea! Am colaborat cu Edi Talent, eu și Bianca. Eu împreună cu Bianca am colaborat cu Edi Talent pentru o surpriză, surpriză de proporții. A ieșit belea, cu ocazia împlinirii a 11 luni fără 4 luni de relație. E o minunăție, o operă de artă, a scris Livian pe Instagram. La revedere, pe curând!